Iubiți credincioși, în această săptămână, cu insistență, auziți odpustul slujbei regăsit într-o parle de la strană, cel ce prin ușile încuiate a intrat cu trupul și pe Toma l-a încredințat pentru mântuirea noastră. Este necesar să observăm că Mântuitorul Iisus Hristos înviat din morți a intrat cu trupul prin ușile încuiate la Sfinții Săi ucenici și apostoli și de asemenea l-a încredințat inclusiv pe Toma de învierea Lui pentru mântuirea noastră. Evenimentul învierii Mântuitorului Hristos și adeverirea repetată a acestei învieri s-a făcut pentru mântuirea noastră a tuturor. De aceea noi în fiecare an sărbătorim învierea Domnului, în fiecare an avem o duminică a Tomii și în fiecare an toate sărbătorile sau praznicile împărătești, care sunt evenimente ce au influențat destinul nostru, mântuirea noastră a neamului omenesc, sunt necesare pentru ca să ne readucem aminte, să retrăim, să reactualizăm aceste evenimente și să ni le însușim, astfel încât folosul și rostul lor să se împlinească în ființa noastră. Așadar, Iisus Hristos a intrat prin ușile încuiate și l-a încredințat pe Sfântul Apostol Toma de învierea Lui pentru noi și pentru a noastră mântuire. De aceea, ori de câte ori auzim acest odpust, să ne bucurăm că Iisus Hristos a creat acest eveniment pentru noi, pentru unul fiecare și pentru întreg neamul omenesc, și să ne-l însușim și să ne regăsim încuiați de frica iudeilor, dar cu conștiința că Iisus Hristos va intra prin ușurile încuiate și ne va adeveri învierea Lui. Pentru că viața noastră de zi cu zi, ispitele vieții, factori interni și externi, de atâtea ori ne îngrădesc libertatea, ne îngrădesc exprimarea credinței, ne îngrădesc viața noastră de zi cu zi până la urma urmei și totuși, dincolo de aceste îngrădiri, există o persoană dumnezeiască care poate pătrunde și veni în preajma noastră cu trupul și acela este Mântuitorul nostru Iisus Hristos înviat din morți. Așa să fie. Amin. Hristos a înviat.